Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi am să încerc să explic într-un mod cât mai simplu cu putință, pe înțelesul tuturor, cum ai putea să te pregătești pentru ceea ce urmează și cum să îți creezi un viitor financiar cât mai sustenabil cu putință, încât la bătrânețe să nu ajungi să fii la mâna unor autorități. Vedem tot mai des cum bătrânii ajung prin piețe, pe străzi, să iasă să vândă legume, fructe, ouă, lapte și așa mai departe, doar pentru a-și permite un trai decent, deoarece pensia plătită de către autorități nu este una îndeajuns de mare încât ei să își permită tot ceea ce au nevoie, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, utilități și așa mai departe. Eu vreau să vă ofer aceste informații cu toate că poate mă veți privi puțin ciudat la modul ei, lasă-mă până voi ajunge la vârsta aia, mai este o grămadă. Cert este un lucru. Informațiile pe care eu o să vi le ofer în acest material video, le-am explicat și unei familii în jurul vârstei de 50 de ani, oameni care au trecut prin greutăți, au înțeles cum ar putea să își creeze un viitor mai bun, au aplicat și au obținut randamente. Dar am explicat și unui tânăr de 20 de ani care exact așa a tratat lucrurile la modul ei, lasă-mă că am eu timp. Când eu l-am cunoscut, lucra în agricultură, iar după 5 ani el este tot în agricultură. Deci este o opțiune dacă vrei să iei informațiile și să le aplici în viața ta personală sau doar să treci cu vederea acestei informații și să mergi la noroc. Vreau să o luăm pas cu pas și să înțelegem cum s-a ajuns la astfel de situații dificile pentru bătrâni. Pentru a înțelege tot acest proces, trebuie să înțelegem sistemul de pensii. Inițial, sistemul de pensii nu a fost construit pentru a oferi un salariu lunar pentru bătrâni până la vârstă de 80-90 de ani. În perioada aceea, vârsta mortalității era în jurul de 50 de ani. Așa că cei care ajungeau să depășească acea vârstă primeau o subvenție din partea statului pentru că au depășit 50 de ani. Dar nu vă gândiți că ei ajungeau până la 70, 80, 90 de ani, ci nu ajungeau mai departe de 55 de ani. Cert este că în acel format statul putea să le ofere acea pensie. Dar, odată ce medicina a evoluat, vârsta mortalității a crescut, cu toate că și vârsta de pensionare a crescut. Dar una este să ieși la pensie la 65 de ani și tu să trăiești până la 90 și statul să-ți ofere pensie timp de 25 de ani, din moment ce tu ai cotizat 30-35 de ani, dar doar cu câteva procente către stat. Deci, este un sistem care nu poate să susțină aceste pensii. Dar întrebarea este, de ce nu ies autoritățile, cei din guvern, să spună aceste informații pe care eu vi le spun? Păi este simplu. Atâta timp cât numărul bătrânilor este unul foarte mare și ei au drept de vot, în momentul în care cineva ar ieși din Parlament și să spună de mâine pensia nu mai poate fi plătită pentru că noi suntem nevoiți să ne împrumutăm pentru acest sistem de pensii, ei și-ar pierde votul alegătorilor. Așa că mai bine preferă să meargă pe burtă și să se împrumute pentru a putea să susțină acest sistem de pensii. Vreau să fac o paranteză, în urmă cu câteva zile chiar am purtat o discuție cu un tânăr care arăta cu degetul către Christine Lagarde, o persoană care a explicat clar, sistemul de pensii nu poate fi susținut în acest fel. Nu veniți cu hate până nu veți asculta întregul material. Haideți să înțelegeți cum se plătește această pensie. În momentul în care tu lucrezi și cotizezi la casa de pensii, nu înseamnă că cotizezi pentru viitorul tău. Tu plătești acum pentru ca bătrânii să primească pensie la rândul lor. Tu când vei ajunge la vârsta lor, tineretul care va plăti taxe și impozite o să îți susțină pensia respectivă. Vreau să vă arăt aici
două piramide. Prima piramidă vă arată cum ar trebui să arate societatea pentru ca sistemul de pensii să poată fi susținut. La bază, vârsta între 0 și 18 ani. Cel de-al doilea segment, între 18 și 65 de ani, iar vârful plus 65 de ani. În acest mod, sistemul de pensii ar putea fi plătit fără nicio problemă, pentru că numărul tinerilor este mult mai mare decât numărul bătrânilor. Dar este așa? Păi nu! Societatea în acest moment arată exact așa. Numărul bătrânilor este mult mai mare decât numărul tinerilor. Și aici, bineînțeles, putem să venim cu tot felul de idei. Sunt persoane care au fost născute de după al doilea război mondial, perioadă în care foarte mulți au murit și oamenii au vrut să repopuleze locurile respective și așa mai departe. Dar cert este că în acest fel sistemul de pensii nu poate fi plătit. Dacă nu mă crezi, uită-te puțin la familia ta. La mine, bunicii 6-7 copii, părinții 3-4 copii, noi la rândul nostru 1-2 copii. Deci, doar din acest calcul îți poți da seama că sistemul de pensii nu poate fi plătit. Guvernanții sunt nevoiți decât să iasă și să spună aceste informații, merg și împrumută bani. Pentru moment este un lucru bun pentru că au mai liniștit apele, dar acești bani pe care ei îi împrumută trebuie înapoiați cu o dobândă. Cine credeți voi că va plăti acea dobândă? Păi cei care sunt tineri. Cu cât această datorie se va rostogoli și dobânda va crește, cu atât viitorul tinerilor este unul instabil. Tocmai de aceea eu sper că acest material să vă ajute pentru că voi în viitor să nu ajungeți într-o astfel de situație. Haideți să o luăm pas cu pas și să înțelegeți ceea ce ați putea să faceți pentru a vă construi un viitor, zic eu, mai bun. Prima idee este nu prioritiza nimic înainte de a prioritiza educația. Nu contează unde te afli acum, lucrezi în agricultură, lucrezi în abator, lucrezi oriunde vrei tu, prioritizează educația. Pune în fiecare lună un procent deoparte și investește în educația ta. Indiferent, nu ai plătit dările aferente, prima dată educația. Cu cât îți vei crește educația și vei trece de la un nivel la altul, cu atât venitul tău va crește și el. Ăsta este punctul, zic eu, cel mai important. Caută să atingi câteva trepte încât să obții ceea ce tu îți dorești pentru a-ți construi un viitor mai sustenabil. Una este să lucrezi în acest moment pe salariul minim pe economie și alta este să crești peste salariul mediu pe economie. Dar asta nu este îndeajuns. Punctul numărul 2 este controlează-ți cheltuielile. Ai crescut venitul, felicitări, dar acum întrebarea este alta. Dacă tu în momentul în care lucrai cu salariul minim pe economie, cheltuiai tot acel salariu, să presupunem 2500 de lei. Acum dacă ai ajuns la un salariu de 3500 de lei, tot cheltui întreaga sumă? Sau diferența respectivă de 1000 de lei se regăsește într-un cont de investiții și într-un cont de economii? Cont care să îți asigure un trai decent încât tu, dacă rămâi fără locul de muncă, să îți poți permite să trăiești la același nivel 2, 3 sau 6 luni. Depinde de situația fiecăruia, de oraș, de dacă stai în mediul rural sau urban și așa mai departe. Deci, controlează-ți cheltuielile. Cel de-al treilea punct, creează-ți conturi de siguranță și de urgență. Nu te apuca să investești până nu te-ai asigurat cu aceste două conturi. De ce spun acest lucru? Tu poți să te apuci să investești înainte de a-ți crea contul de siguranță și contul de urgență, iar
Ai construit un portofoliu, dar el are o scădere de 40% și tu ai o problemă financiară și trebuie să vinzi acele investiții pentru a îți acoperi problema respectivă. Ce faci? Vinzi în pierdere? Eu zic că nu. Întâi de toate, creează-ți contul de siguranță și de urgență. După ce ți-ai construit aceste două conturi, începe să investești. Dar întrebarea este alta. În ce ai putea să investești? Păi, din moment ce tu vrei să te asiguri pentru viitor, trebuie să găsești investiții care să îți aducă o predictibilitate pentru viitorul 20-30 de ani. Așa că nu poți să mergi în gambling, nu poți să te duci în penny stock-uri, nu poți să te duci în companii care raportările lor financiare nu sunt unele tocmai pe placul investitorilor, nu poți să te duci în criptomonede, unde vedem tot mai des cum unele apar, altele dispar și tot așa, poți ajunge să îți pierzi viitorul. Așa că investițiile pot arăta în felul următor. ETF-uri, titluri de stat, dobânzi bancare, obligațiuni corporatiste sau companii plătitoare de dividend, companii cu un istoric în spate. De ce astfel de investiții? Păi este simplu. De exemplu, dacă mergi în King Dividends. Sunt companii care își cresc dividendul în ultimii 50 de ani. Dacă alegi să mergi în companii Aristocrat Dividends, sunt companii care își cresc constant de la an la an dividendele în ultimii 25 de ani. De ce ETF-uri? Pentru că sunt instrumente care replică evoluția unor index la nivel local sau mondial. De ce titluri de stat? Păi, câte șanse sunt ca un stat să intre în incapacitate de plată? Eu am cunoscut Grecia în 2008. Mai mult de atât, nu prea știu. Poate nu sunt eu unde ajuns de informat, dar mult mai repede vedem pierderi pe piața bursieră, unde poate fi gambling dacă nu știi să îți alegi companiile, decât să vezi astfel de pierderi pe titlurile de stat. De ce obligațiuni corporatiste? Păi este simplu. În momentul în care o companie, chiar dacă ar avea probleme mari, întâi de toate prioritizează taxele și impozitele și apoi obligațiunile. Tocmai de aceea, tu și dacă ai avea o astfel de investiție și ar întâmpina probleme, tu ești într-un loc mai safe decât dacă ai merge în gambling. Eu nu spun că nu poți face bani în gambling. Poți face bani în penny stock-uri, poți face bani în cripto, dar nu poți să ai o predictibilitate pentru o perioadă lungă de timp. Știu că în această perioadă gălăgia din mediul online te îndrumă să mergi într-o astfel de direcție, dar întrebarea mea este alta. Cum o să arate investițiile tale peste 20 de ani? Nu trebuie să treci cu vederea toate aceste idei, deoarece este în joc viitorul tău. Eu nu vreau să te îndrum pe o direcție greșită, iar mai apoi dacă ne întâlnim pe stradă să mă arăți cu degetul cum că eu ți-am oferit informații încât tu să îți pierzi viitorul, ci vreau să îți ofer informații încât dacă ne găsim peste 10-20 de ani să vii să spui: Marius, în baza informațiilor pe care tu mi le-ai oferit pe canalul tău de YouTube, am reușit să îmi construiesc un venit pasiv încât eu să nu mai fiu nevoit să lucrez. Tocmai ăsta zic eu că este scopul principal, să nu mai fi nevoit să îți vinzi timpul pentru un angajator și el să îți plătească timpul așa cum consideră el. Tocmai de aceea zic eu că acești 5 pași nu sunt imposibili de urmat, iar aceste informații te pot ajuta pe termen lung. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă ți-a plăcut astfel de material, apasă și butonul de like pentru a ajunge la cât mai multe persoane acest clip. Până data viitoare, mult succes tuturor!